La începutul săptămânii, Cabinetul de Securitate al Israelului a votat în favoarea unei serii de măsuri economice și de apărare pentru a sprijini autoritatea palestiniană. 8 membri au votat pentru adoptarea proiectului de hotărâre prezentat de premierul Benjamin Netanyahu cu un vot împotrivă și o abținere. În absența unei schimbări în evaluarea națională, Israelul va acționa pentru a preveni prăbușirea autorității palestiniene, cerând în același timp palestinienilor să înceteze activitatea anti-israeliană pe arena juridico-diplomatică internațională, incitarea în mass media și în sistemul său de învățământ, plățile către familiile teroriștilor și ucigașilor și să oprească construcțiile ilegale în zona C, a spus Benjamin Netanyahu după vot. Sondajele palestiniene recente arată că președintele Mahmoud Abbas, în vârstă de 87 de ani, este bolnav și profund nepopular, iar populația arabă palestiniană oferă sprijin tot mai mare pentru grupurile teroriste armate. Într-un interviu acordat duminică pentru CNN, președintele american Joe Biden a avertizat autoritatea palestiniană că și-a pierdut credibilitatea și nu poate să dea vina pe Israel, iar situația actuală creează un vid pentru extremism. Săptămâna trecută, forțele israeliene de apărare au finalizat un raid de două zile în orașul palestinian Jenin. După ce peste 50 de israelieni au fost uciși sau răniți de teroriști aflați în oraș în ultimul an, Israelul a decis să lanseze raidul pentru a opri valul de terorism. Cu toate acestea, mai mulți jurnaliști englezi au dat vina pe Israel pentru consecințele raidului. În timpul unui interviu cu fostul premier israelian Naftali Bennett, o prezentatoare BBC a făcut următoarea declarație. Cităm, teroriști, dar copii. Forțele israeliene sunt bucuroase să omoare copii. Încheia citatul. Prezentatoarea a continuat spunând că 4 din cei 11 teroriști uciși aveau sub 18 ani. Bennett a răspuns cu această întrebare. Cităm, știi, este destul de remarcabil că spui asta. Ei ne ucid. Acum, dacă există un palestinian de 17 ani care ucide copiii tăi, ce este cu el? Încheia citatul. După interviu, BBC și-a cerut scuze pentru atitudinea părtinitoare. Potrivit lui Jill Hoffman, director executiv pentru Honest Reporting, în general, presa are tendința de a fi anti-israeliană, fără să înțeleagă cu fidelitate realitatea de pe teren. Filmul Sound of Freedom, care este inspirat din fapte reale și din credința creștină a unui fost agent al securității interne, care pornește într-o călătorie pentru a salva sute de copii de traficanții de carne vie, a devenit filmul numărul 1 în America chiar de ziua independenței, depășind filmele de succes de vară precum Indiana Jones și Cadranul Destinului. Sound of Freedom de la Angel Studio a încasat 14,2 milioane de dolari în vânzări într-o singură zi, pe 4 iulie, ajungând pe primul loc la box office. Filmul îl are pe Jim Caviezel în rolul agentului federal Tim Ballard și a primit ratingul de CinemaScore A+. Astăzi, la o săptămână distanță de la lansare, criticii de film au prezis că filmul va depăși 20 de milioane de dolari în vânzări brute până la sfârșitul săptămânii. Filmul a generat puternice emoții pentru cei care l-au vizionat, mulți dintre ei declarând la ieșirea de la film că realitatea din spatele traficului de copii este cu adevărat cumplită. Filmul are o evidentă influență creștină, ceea ce a deranjat grupurile progresiste. Anumite televiziuni americane au făcut o adevărată campanie împotriva filmului, îndemnând oamenii să nu vizioneze Sound of Freedom despre traficul de copii. Parlamentul Republicii Cehe a cerut Comisiei pentru Familie să studieze posibilitatea redefinirii căsătoriei pentru a include uniunile între persoane de același sex. După ce a votat da în prima lectură a proiectului, Parlamentul Ceh a deschis un dialog social de 4 luni pentru a finaliza legea de redefinire a căsătoriei. În prezent, cuplurile de homosexuali din Republica Cehă pot intra în uniuni civile, dar nu au anumite drepturi pe care doar persoanele căsătorite le pot avea. Noua lege a căsătoriei pentru toți prevede drepturi similare pentru cuplurile de homosexuali. Cităm, Parlamentul Ceh este împărțit în această chestiune și nu este deloc sigur în ce formă va fi aprobată legea sau dacă va fi aprobată vreodată, spune Thomas Cufal, directorul șef al revistei Viața Credinței, cea mai importantă revistă evanghelică din țară. Cităm, problema cea mai sensibilă este adopția de copii. Poziția majorității creștinilor evanghelici cu privire la problema căsătoriei este modelul clasic de familie, un bărbat și o femeie, așa cum este prezentat el în Biblie, a încheiat Cufal.